Azi vă propun un exercițiu de imaginație. Să zicem că președintele Claus Iohannis, care face parte din cele câteva propuneri pentru poziția de viitor secretar general NATO, reușește în această competiție. Asta înseamnă că, începând din toamnă, nu-l mai avem la Cotroceni. Vom suferi cumplit, dar asta este situația. Domnia sa, dacă reușește în această cursă, va pleca uh, secretar general NATO. Dar nu va mai rămâne Joana secretar general Ajunt uh, NATO, că nu se poate să avem toți numai români la vârf acolo. Și atunci Joana se întoarce la vatră. În ce calitate se întoarce Joana? Uh, în calitate de prezidențiabil? Pentru că vor trebui ales, organizate alegeri prezidențiale. Oare Joana în această poziție va dori să se întoarcă? Oare PSD-ul îi va acorda sprijin politic? Oare celelalte partide și electoratele celorlalte partide îl vor vota pe Joana? Oare Joana își va lua în fine revanșa?